Окей, идеи, салутари тuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Matiu și astăzi sunteți alături de mine la, nu știu, la un nou episod de The Journey, probabil unul din ultimele, în care se întoarce și Alexander. Hai să vedem mai... Cred că ăștia sunt, sau... A, uite ăștia. Mă rog, hai să vedem ce se mai întâmplă cu Hunter. E în LA din acest moment. Danny Williams îl sună. Sau vorbește cu el prin mesaje sau nu, nu știu, mă rog. Dar păi veți, astăzi voi posta mai târziu. Nu știu, vreau să postez mai devreme și altceva, însă n-am avut You cum. ready? Pentru că a fost luat curentul la mine în cartier, a fost luat curent și n-am avut când. Acum e 6. Alergă cu sursa acolo la stadion. Right, let's get on the field and kick around a bit. Maybe give it a few more days, yeah? That's what you said a few days ago when the doctor cleared you. I don't want to end up like that. Atletico este la un punct de loc 2, n-am văzut la cât de primul loc. Deci, când o să mă întorc, o să vreau să fac tot ce pot. What would you know about it? How about breaking my leg when I was 14? Having quack doctors tell me I'll never play again. I learned a bit from that. Sorry. I didn't know. How would you? Look, it's just the level that I need to be at, that was at. The margins are so slim. Something like this can make the difference. It's a real obstacle, you know? Obstacles. I lost my mom when I was 8. How's that for an obstacle? How about trying to make it in the women's game while juggling school, practice, travel, matches? Ever tried doing your homework on the back of a bus? Playing 90 minutes, getting home at 2 a.m., then having to go to school the next day, barely able to keep your eyes open? All just for some college recruiter, hoping he might notice you've got some talent. You know, I don't have some big contract waiting for me. All I'm doing is fighting every inch of the way, every day to play the game I love. And there's you, telling me you won't fight right now to get back what you already have? So this is what having a little sister's like. Băi, băieți, în acest moment joc la turneu pe FIFA mobil și am dat din greșeală să joc unul de 99. Avem unul din cele mai grele turnee de până acum. Hai să vedem ce se întâmplă și cu Hunter, nu sunt foarte atent. On a platter, all day, every day. Yeah, I'm gonna hold you to that. Ok. O antrenament. Bun. Bun, frate. Wow, ce frumos ar fi fost dacă s-ar fi dus aia, hai, Alexander, hai, bun, hai și cu un finesse shot, oh, cu latul în crossbar. Not bad, looking pretty sharp.
Well played, Hunter. Different class. Thanks, Dad. Feeling pretty good. Yeah? Wasn't talking about you. So you're good to go, then? That's great. Groundsman wants his pitch back. You sure you're fit to play, son? 100%. Good. Already told the club. Expecting you next week. Bă, nu te cred, cred că o să-mi iau copyright. Pentru că îi sună telefonul tatălui meu. Fuck. Ok, s-a întors la Madrid. Welcome back. Come, sit. Sit. The medical team, they tell me that you are fully recovered. Knees just like new. Ready to go. This is like music to my ears. Since you have gone away, this has not been a good moment for this club. Our movement in the final third has been poor. We have no penetration and no chemistry. Oh, I can't wait to get back on the pitch, Dino. It's been the longest few weeks of my life. This injury, I think, has lit a fire in you, no? Kind of more worried about you right now. Yeah, I cannot lie. The pressure is like nothing I have ever known. Every day, even in the papers, they criticize us. The fans, too, we are behind in the league, and they boo us even when we try hard. Maybe I can help change that. There is a dagger above me. The president has lost the faith in me. If we don't win some silverware soon, I think my time in this club is done. Every day I try to remember why it is I love this game so much. Yes. I hope I'm not interrupting. Opa. So it's good to have you back, Alex. It's good to be back, partner. Foarte curios, e la câte lucruri de primul loc suntem, Eibar pe 4 și Barça, oh, la 4 puncte de Barça, poate dacă avem meci direct, oh, cu Girona și sunt pe bancă, ok, stai frate că eu, oh, nu sunt pe bancă, din potrivă, sunt titular, dar nu sunt 100% titular, trebuie să demonstrez. Începe meciul de pe Vandra Metropolitano contra Girona, hai, bun, Alex Hunter, a greșit pasa. Bine, Hunter, bine, hai, era în spatele lui. Bă. Bine, bine. Până acum echilibra mea, ce ocazie are Girona.
voudrais ne m'ajouter ni une effective. Dîner de l'idée. Bună pasă, ceea bun, hai, hai. Ah, nu iese și al doilea dribbling, dar a fost bine, hai. Bună, Alexandra, păcat. Păcat de fază. Băi, nu știu dacă va apărea azi mie, nu e joi. Nu știu dacă va apărea joi sau duminică, nu știu. Pro joi ori duminică va apărea episodul sau vineri, nu știu. Alexander, Alexander, oh, Alexander! Nu se poate, două șuturi în blocaj. Și avem corner. Fii atent, fii atent, șefule, fii atent, fii atent. Bine. 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 Ai. Bă, dar nu m-am înțeles deloc până acum, de când m-am întors cu Griezmann. O, l-am împins și timpul ăla. Adică n-am avut timp să-i dau vreo pasă. Păcat. Stuani la balon, un jucător care evolua foarte mult în acest sezon actual în real life. Ia uite-l, frate, pe Hunter unde era. Bine, n-am putut ajunge. Meci modest făcut până acum de Hunter înspre slab. Meci modest în general până acum. Adică a fost un meci destul de slab, ca să zicem așa. Oh, și Girona, vedem, deschide scorul. Porto. Și el un jucător foarte bun în real life. Bă, frate, de ce n-a dat-o? Vedem, Girona pasează mult mai mult ca Atletic. Adică nu mult mai mult, puțin mai mult. Stuani pasă înapoi la Moreno. Se, cred că vor să facă aceeași chestie, să nu le iese schema. Hunter alergă, însă nu poate ajunge la acea minge. Hai, frate, oprește-l, oprește-l. Corner pentru Atletico, pentru Girona. Garcia, Garcia și apără Oblak. Hunter pasează și scăpăm. Nu ne mai luăm gol, însă domina Girona. Puteți vedea 5 la 2 la șuturi. Noi am avut două șuturi care au fost la lui Hunter în blocaj ambele. Maffeo, Pablo Maffeo, un jucător care mie îmi plăcea la un moment dat, dar la Girona văd că nu e cel mai bun, m-aș fi așteptat să fie mult mai bun. Bun. Ah, n-a putut ajunge Griezmann, păcat. N-a fost bine.
Io sono uno. Quanto va a scuola? No. Ti ricordo qual è. Uno, Alexander, rapido, vedea che scrivea quello che este riscus, fiescus, nu se nu cred că mai fi scos. Ia, ce zice Simona, nu? E dron acest moment și meciul de începe. Hai să vedem ce face Alexander, Griezmann și compania. Intră Gabi în locul lui Saul Niguez. Vedem Simeone trimite toată echipa în atac. Se lasă legea avantajului, Girona faultând. Haide Hunter. Hunter n-a putut să treacă acolo. Haide Filipe Luis. Hai, hai. Bun, hai. Griezmann. Bine Griezmann. Bun, pasă înapoi. Bă, frate, te-ai ținut tu acolo de dribbling-uri, nu știu cine era ăla. M-am greșit eu că am... i-am zis să șuteze sau... Era explos. Intră Graner în locul lui Borja Garcia. Hai, dă-o, ia uite-o. Bă, frate, da. Sunt proști, frate. Haide. Wow, pasă bună a lui Hunter pentru Godin. 8 minute, incredibil, frate. Haide, pas. Bun, hai, Alexander către Griezmann, înapoi la Alexander. Alexander pasează, nu știu cine a fost ăla, dar a pasat foarte prost. Bă. M-am ridicat în picioare, nu aveți cum să mă vedeți, dar sunt foarte tensionat, gen un antrenor care are nervi, chestii. Bă, mă ține, frate, prostul ăla. Bine, a scos-o bine, hai pas înapoi, nu. Și pierde meciul, se pare, pierde meci, nu. E bine că el a în poartă, hai pasează-o în față. Mamă, doar 2 minute de prelungiri? Hai, frate. Porto trimite direct înspre careul lui Atletico. Haide, frate, fă-l. Nu se poate și se termină 1-1. Bă, cât ghinion. Atletico a dominat clar a doua repriză. Îl vedem pe Ira Isos, cu nu știu cine e tipul ăla, n-am câștigat meciul. Oh, 7.7, fix ratingul pe care mi l-a cerut. Bă, nu e bine deloc, ce să zic. Însă Alexander a revenit bine cu un gol. Nu știu sigur dacă asta e ultimul episod, dacă nu, sigur. Maxim 2 mai avem. Alex, a decent draw for your team in your comeback game. When you first found out you had a knee injury, you must have feared the worst. An injury like the one that finished your father's career. I just stayed focused on my rehab and getting back. I was lucky I had a lot of good people around me to help me through it. I feel great to be playing again. Just wish we could have nicked the win. That would have been the icing on the cake for me personally. But surely now, especially after this disappointing result, it's too late for the team to stand any chance of mounting a comeback in the league. We just have to take it one game at a time, keep giving it 110%. If we can put points on the board, we can still put pressure on the teams above us. Thanks for taking the time to speak with me today. Of course, man.
Ok, suntem în primul 11, putem vedea 100%. Păcat că n-am putut face un win. Și, oh my god, și, realul nici n-a jucat. Crezi? Ok, hai. Mama, antrenamente slabe. La marking sunt destul de slab. What? Ce trebuie să fac aici? Că n-am înțeles. Hai, hai, hai. Am înțeles, hai. Bun. Hai, Hunter, hai. Gen trebuie să-i bag un tackling, am înțeles. Bă, da, nu m-am descurcat. Ia uite, bă, ce s-a băgat. Bă, am greșit. Am prelungit-o foarte bine. Hai, hai, hai. Hai, bine, Alexander. Bine, tu. Luăm și noi una. Bine, am luat, el a luat F. Suntem colegii sau ce? Nu. Suntem în echipă cu Carrasco și cu Saul. Carrasco înapoi la Saul, Saul. O, gol, Saul. Acum Griezmann și echipa lui au atacul. Griezmann face acolo un dribbling. Griezmann cu ochii și Luciano Vieto, care este oprit perfect de Hunter. Griezmann tot încearcă să-și umilească colegii făcând dribbling-uri cu ochii. Oh, Alexander șutează ca să scape de ea. Din nou Griezmann cu aceleași dribbling-uri. Griezmann către Vieto. Și Hunter respinge mingea. Bă, dar mă enervează că trebuie să o pasez. Luciano Vieto. Hai, hai, hai. Nu, nici acum nu mi-a ieșit pasa. Carrasco și Griezmann ratează șutul. Hunter. Pas la Saul. Saul către Carrasco. Carrasco la Hunter. O, oh, arată șutul Hunter. Saul marchează din nou. Și e cam terminat jocul. Coche marchează dintr-o greșeală a lui Carrasco. Bă, nu, nu, nu. Și Griezmann ratează cu poarta goală. Acum Hunter, un ultim șut și s-a terminat. Luciano Vieto mai face acolo un dribbling cu ochii. Pas la Griezmann și este egal, incredibil. Și Vieto ratează și Alexander. Bu, oh, nu. Nu i-a ieșit dribblingul lui Hunter. Foarte bine acolo Carrasco. Însă au ratat. Nu știu de ce le mai dă. Poate a atins ăla. Oh, bine. Da. Bun, Carrasco. Tackling bun.
Luciano, vieto, vieto. Oh my god. Ce a făcut frate Saul? Eu zic pe forța, forța. Oh my god, a fost fault. Bă, bă, bă. Bine că n-a dat. Ia uite-l pe Hunter, ce-a greșit-o. Ce-a ratat, frate. Puteam face egal. Însă se pare că... Iar... Ai de viața mea. Și Koke marchează pe contraatac. Ce să zic. Saul, o bară. Luciano Vieta pas la Koke, marcatorul golului Koke, Koke, un dribbling frumos și este gol. Fault la Hunter și au din nou atacul echipa verde. Saul Niguez reduce din avantaj. Hai, Vieto. Koke nu poate fi oprit. Din nou marchează ajungând la hat-trick. Bă, dar a fost faul la Carrasco. Antrenorule, nu l-ai văzut pe ăsta. Și ne-au cam bătut, ce să zic. Nu se poate ce arată frate pe contraatac. Civieto probabil va marca. Oh, nu, a ratat. Mai e timp, dar nu cred că vă vom face mare chestie. Oh. Dacă mai avem vreun vreun ăsta, vreun haide frate, șutează. Deci, drag de timp. Oh, hai, bă, a avut noroc. Ultima șansă ai să nu ne bate în joc. Bă, ce ne-au făcut. Și uite-l dracu, vrea să ne și umilească. Dar stai că te umilesc eu. Dacă vrei așa. Mă duc cu tot cu minge în poartă. Hai să-i i-am prins pe contraatac. Se pare Saul. Nu se poate. Arată pe contraatac. Bine, hai. Hunter este gol. Cu puțin noroc marchează Hunter. Ce combinație bună. Însă au ratat și Hunter. Și-a bătut joc de faza asta pasând în față din greșeală. Și ne pot prinde pe contraatac. Pe atacul nostru. Oh, și marchează. Bine, Saul și Saul marchează. Nu știu dacă e al treilea gol marcat de el. Însă e al treilea gol al nostru. Griezmann ratează și avem ultimul atac, hai, în prelungiri Saul, pas către Hunter, Hunter, la Carrasco, Saul, o ratează. Bun, și noi luăm A, iar ei iau F. Și cresc la ball control și la dribbling, ambele cu 82. Hai să vedem cu cine avem meci în următoarea etapă. Oh, Malaga. Ia să vedem. Barça se pare că s-a distanțat la 6 puncte. Malaga e pe locul 14. Și pe noi ne-a bătut. De fapt am făcut... practic 1-1 cu o echipă care e pe loc de retrogradare, că na,
N-are nimic. Mama, stis la 6 goluri marcate de Griezmann. Păi vedeți ce cere acolo. Ok, și ar trebui să iei să ajung jobul lui Dino, am văzut acolo. Acum, câștigând ori cupa, ori campionatul. Offside la Borja. Nu știu ce Borja e ăla, dar e unul din ei. Borja Baston. Bine, tackling perfect. Pasă bună la coechipierul nostru și prietenul Griezmann. Și rival, putem spune. Hai să-i pasăm lui Griezmann să marcheze unul din cele 6 goluri, însă ratat. Două. Bă, am vrut să-i pasez lui Griezmann. Rosales. Rodrigo Rosales. Pas la Checo. Și este out. Bătut de Decaro. Ianic Carrasco. Bum, bum, bum. Este tras Alex Hunter. Ia uite-o. Eu vreau să-i dau inițial tipului ăstuia. Haide. Dă-i, dă-i, dă-i. Mi-a întors-o mie, frate. Dar de ce nu mai apare acolo unde zice ratingul jucătorului, unde zice ratingul din meci? Gen good pass, poor pass, d-astea. Hai de Griezmann, că te ajut eu. Bun. Uite. A apărut din nou. Dă-i, dă-i, ai șut. Șut din întoarcere. Hai, pas, pas. Pasați. I-am dat și o pasă aia destul de proastă. Fault al lui Koke. Hai. Koke la balon, întoarce pentru Hunter. Hunter înapoi la Koke. Koke înapoi la Hunter. Hunter nu reușește să paseze.
Ce assist pentru Griezmann. Însă și el ce gol a marcat. Putem vedea celebrarea celor doi. Însă ia uitați pasa lui Hunter și șut din prima, fără preluare, fără nimic, la vincul. Și Griezmann marchează și intrăm la pauză în avantaj pe stadionul Malaga. Da, vedem, am avut 3 șuturi. Ne-am descurcat mai bine, că ei acum vreau să marchez și eu. Bun, ia uite-o. Bă, n-a pasat nesimțit. Ok, și Malaga are lovitura liberă, bătută de Johnny. Bine acolo a apărat Alexander, a apărat foarte bine. Haide, hai. Bă, frate, dacă ai dat și tu o pasă bună. E incredibil, nici o pasă bună, e incredibil. Acum aș vrea și eu să dau una, două reprize și un gol. Și dacă s-ar putea să-i mai dau lua la un asist. Și aia a fost. Dar nu cred că se poate așa mult. Ia uite aici. Mamă, ce i-am făcut, frate. L-am omorât. A dat Corea o pasă. Mamă, și asta mi-a dat. Asta e ultimul meci al episodului. Haide. Haide, bă. Johnny la balon către Kuzmanovic, pas către Borja Bastón, pas la Gonzalez, șut pe lângă poarta lui Jan Oblak. Ia să vedem ce cere Simeone lui Alexandru. 7-7. Două ocazii, bă, nu e așa mult. Iese Keiko și intră Anior. Cred că am citit bine. Și intră și Gaitan la noi în locul lui Angel Correa. Încă o ocazie ca să fie totul bine. Și dacă gen o să am ocazia aia, probabil o să-mi crească și ratingul la 7.8. Haide Griezmann, ia uite-o, bun. Ia uite-o, uite-o, frate, înapoi. Acest de el pasă, el e bulangiu. Nu îi ajunge că i-am pasat. Noi. Iese și Saul și intră Gabi. Și de ei iese Johnny și intră Gonzalo Castro. Hunter pas către Gaitan. Dă-o înapoi. Ia uite, frate, mi-a scăzut și mie Nico Gaitan. Ia uite-o. Bun. Haide să am și ocazia aia, frate. De ce sunteți nesimțiți și nu-mi dați și mine? Ca să mă vadă la bine. Așa, doar cu ocazie. Haide, hai, oprește-l, să nu dea, ca să n-am nimic. Bun, hai. Ia uite, mi-a și scăzut. Risc să fiu scos. Alexander întoarce foarte bine acolo.
bun, hai. Hai să pasăm, hai, hai, hai. Mamă, ia uite, am ajuns la 7.5. Bă, îmi scade foarte mult și practic o să am doar win the match-ul. Bă, frate, n-a avut 7.7. Băgam și picioarele. N-am avut nici măcar două ocazii, trebuie să o șutez și eu de la distanță ca să fie mai bine. N-am avut performanțe. Nu mă descurc foarte bine de la return-ul după accidentare. Și câștigăm pe terenul Malagăi. Să sperăm că Realul a făcut egal. Dacă a făcut egal, trecem peste ei. Și suntem pe 2. Să-l ajutăm pe Dino să nu mai aibă probleme. Și suntem pe 2. Da, Atletico n-a jucat și nici Barça. Ia, Real n-a jucat și nici Barça. Hai să mergem la training. Să sperăm că Barça va pierde. Sau măcar un egal. Hai să-i salvăm jobul lui Dino. Să nu intre și el în belele. Bun. Ratează din nou. El e ratangiu. Arată și Hunter. Ratează. Da, crossbar. De fapt, bar. Mamă, bulangiu. Predau doar cu finesse shot. Bă. Bare. Mamă. Nu, da. Bine. Mamă. Băgăm și picioarele, iar cred că m-a făcut. A dat-o pe asta. E bine că a ratat și el, dar ar fi fost bine să marchez. Și am ratat din nou. Și a ratat și el din nou. Bă, m-am curcat mingea aia. Bine. Oh my god. Ce diferență. Bă, a ratat. Nu. Yes. Este, bă. Hai. Frumos. Hai să ratezi. Bine, băi, băiatule, am câștigat. Cu siguranță am câștigat. Degeaba mai dai Griezmann, n-ai cum, n-are cum. De data asta l-am făcut. Și l-am făcut la scor. Iar am ratat. A ratat și el, hai. Bă, nu te cred.
Dar de ce n-are țintă și de ce nu dă? Uite și acum a ratat. A greșit poarta acum. Ia uite, a ajuns la 5000 de puncte. Bă, băiatule! Bine, hai că am dat și eu una măcar. Nu te cred efectiv. Bară! Nici acum, frate, nu s-a pus. E prea grea asta. Adică eu dau să se ducă, dar nu știu de ce nu se duce. Uite și la el, el a dat bară. Ia uite, bă, de acolo să ratez. Nu te cred, frate, de unde am ratat. Nu te cred nici acum. Yes. A dat și el. Presiune. Bară, incredibil. Lui de ce-i dă punctele ăla? Ălea. Ia uite, bă, lui dă puncte. 250 la fiecare gol. Bine, bine, a ratat. Era bună asta pentru că mă distanțam. Bine. Bă, nu te cred. S-a distanțat. Bine, hai. Bă, frate, mai trebuia o șansă, bă. Eram la 1000 de puncte de el. Incredibil. Creștem la agility în sala aia, n-am putut. Ia să vedem ce face Barça și Realul. Rămânem pe 2 sau nu? Hai să sperăm că rămânem. Însă nu, Realul câștigă. Barça, ia să vedem ce a făcut. Barça a pierdut. Ok. Și Realul e la 2 puncte și noi suntem... A fost El Clasico cumva? Nu știu. Rezultate, ok. Și etapa trecută, oh my god, Realul a bătut Girona și Barça a fost bătută de Elefante. Și acum cu cine au? Că sunt curios, ok. Noi cu Spaniol și ei. Nu dau seama unde e meciul lor. Mă rog. Și în cupă avem cu Valencia, mamă. Și El Clasico în semifinala cupei. Interesant. Da, băi, peți, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, să lăsați și voi acolo un like, subscribe dacă sunteți noi. Și da, mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost 007 Mario, pa.